Hei, sunt Abi și în acest video voi găti borș cu fasole și varză murată. Înainte de a face această rețetă, voi lăsa fasolele la hidratat peste noapte. A doua zi le voi fierbe în 3 ape. Primele două le voi arunca, iar pe a treia o voi păstra. În ea voi fierbe fasolele împreună cu puțină sare și câteva bucăți de țelină, păstârnac, rădăcină de pătrunjel și morcov. La sfârșit voi scoate legumele și voi păstra fasolele cu tot cu zeamă. În continuare, voi pregăti legumele. Voi toca ceapa și voi rade morcovul, iar păstârnacul, rădăcina de pătrunjel, țelina, ardeiul roșu și roșiile le voi tăia cubuleții mici. Azi vreau să fac un borș de fasole cu varză murată. Poate vă întrebați, Abi, ai nebunit? Nu, n-am nebunit. Când eram mică, am gustat la o vecină de la țară, de la Mamaia, pentru prima dată borș cu varză murată. Și mi-a rămas tipărit în minte borșul ăla și vreau să-l reproduc. Dar hai să vă arăt mai întâi ingredientele, pentru că sunt destul de multe și cred că mai bine le specific pe fiecare acum, ca să fie mai clar. Am aici 250 de grame de roșii tăiate cuburi, eu am pus două roșii mari, un morcov mare ras, două cepe mari tocate mărunt, 50 de grame de țelină, 50 de grame de păstârnac, 50 de grame de rădăcini de pătrunjel și 50 de grame de ardei roșu. Am aici 500 de grame de fasole, 200 de grame de varză murată. Am aici zeama în care am fiert fasolele. O să pun la sfârșit și niște ierburi, cum ar fi... Am aici niște tulpină de țelină, cimbru, sare, piper, pătrunjel, mărar și o să mai pun niște leuștean, dar pe ăla l-am în congelator. Acum voi face și borșul. În puțin ulei, la foc mic, voi înmuia ceapa și morcovul până vor deveni translucide. Voi acoperi cu un capac și voi mai amesteca uneori pentru a nu se lipi. Bun, acestea s-au înmuiat. Acum voi adăuga fasolele și roșiile. Le voi lăsa să se prăjească în jur de 5 minute, tot la foc mic. După cele 5 minute voi adăuga zeama în care am fiert fasolele. Tot acum voi pune și păstârnacul, țelina, rădăcina de pătrunjel și ardeiul roșu. Voi completa cu mai multă apă pentru că la fiert va mai scădea o parte din ea. Le voi lăsa la fiert până ce legumele vor fi fierte. Eu de obicei gust. Timpul de fierbere depinde și de mărimea și de cantitatea legumelor, deci nu există un timp specific de fierbere. După ce au fiert legumele, voi adăuga o linguriță de bulion și voi amesteca până se va incorpora în borș. Tot acum voi adăuga varza murată și moarea în care s-a murat varza. Eu am pus cam aceeași cantitate ca cea de apă pe care am pus-o la început. Recomand să adăugați cât e puțin și să gustați pentru a vedea cât de acru doriți să fie borșul. Mie îmi place să fie destul de acru, de aceea am și pus așa de multă moare. Lăsați la fiert încă vreo 10-15 minute, după care opriți focul. După cum se observă, eu nu am mai adăugat sare, pentru că zeama în care au fiert fasolele avea sare, inclusiv varza și moarea. Însă puteți gusta să vedeți dacă mai trebuie imediat ce ați adăugat varza și moarea. Acum, după ce am oprit focul, voi adăuga mărar, pătrunjel, cimbru și tulpină de țelină întreagă. Și cam asta e toată rețeta. Poftă bună!
E mai bun decât mi-l aminteam. Dacă ați ajuns până aici, sunteți la sfârșitul videoclipului. Nu chiar. Mai este. O să mănânc acum în fața camerei. Asta chiar e o reproducere a unei amintiri pe care o aveam când eram mică. Am gustat prima dată borș cu varză murată la o vecină de la țară, de la Mamaia. Și mulți ani mi-a rămas în minte borșul ăla, pentru că mi s-a părut fascinat că se poate mânca borș cu varză. Că varza murată merge în borș. Borșul ăsta merge excepțional cu mămăligă. Doamne! Scuze. Pardon. Așa e când pui varză murată în borș. Dacă v-a plăcut acest video și dacă în general vă plac videoclipurile mele, puteți să-mi dați un subscribe și să apăsați pe clopoțelul de notificare dacă vreți să vedeți de fiecare dată când mai postez ceva nou. Ah, poftă bună! Sigur o să vă placă. Sper că o să vă placă. E super gustos. Chiar e super gustos. Pa! Borșul ăsta.